Însă și autoarea cărții a realizat prezentarea volumului împreună cu distinse personalități ale vieții publice, precum și dezbateri pe tema abordată în lucrare în cadrul unei mese rotunde. Universitatea Vasile Goldiș a fost gazda acestui eveniment important pentru mediul academic. Important a fost și pentru studenții, dar și personalitățile prezente la eveniment. Onorat prezidiu, doamnă profesor, stimați invitați, dragi studenți, ne bucurăm în calitate de gazdă astăzi de acest eveniment de înaltă ținută academică. Ne bucurăm, în primul rând, de prezența doamnei profesor și de faptul că ne-a acordat această onoare de a avea acest eveniment astăzi, într-adevăr, în aula noastră istorică. Și ne bucurăm de prezența dumneavoastră, stimați invitați, și de o prezență atât de frumoasă și de prestigioasă în universitatea noastră. Virginia Vedinaș este doctor în drept, titlu acordat de Universitatea București în anul 1998, și doctor în filozofie, titlu acordat de aceeași universitate. Este profesor universitar conducător doctorat la Universitatea din București, Facultatea de Drept. Absolventă de specializări postuniversitare în Luxemburg, Elveția și Grecia. Lansarea unei cărți cu o denumire atipică, pentru cei care mă cunosc ca un profesor riguros de drept public, de drept administrativ, și care sunt mai mult obișnuiți cu cărțile mele teoretice despre drept decât cu o carte care se numește Identitate Națională și Iubire de Țară. O carte în care am adunat la oaltă două valori în care cred cu toată ființa mea, care se completează una pe cealaltă și care cred că ar trebui să fie trăite, și o sper să contribui la o asemenea stare de spirit de fiecare dintre români. În perioada 2004-2008 a fost senator în Parlamentul României, secretar al Comisiei Juridice de Numiri, Disciplină și Imunități, membru al Comisiei de Afaceri Europene, Comisie Permanentă Comună a celor două camere ale Parlamentului, membru în Comisia Comună de Elaborare a Codului Electoral al României, secretar, vicepreședinte al Comisiei de Administrație Publică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului. O serie de persoane importante, interesate, să afle direct de la autoarea acestei cărți ideile sale despre valoarea patriotismului în contextul actual, valoarea limbii române, atât în limbajul curent, dar și mai ales în cadrul limbajului juridic. Este o carte care este scrisă din inimă, pentru inimi ca ale noastre, care simțim ceva pentru țara noastră, pentru România. Este o carte care vine într-un mod excepțional practica dreptului public cu identitate națională, cu dragostea de țară. Cunosc mai îndeaproape trăirile doamnei profesor Vedinaș vis-a-vis de ceea ce înseamnă această îmbinare a dreptului public cu dragostea de țară, ea fiind impusă pe tavă de foarte multe ori, cu ocazia multor întâlniri pe care le-am avut cu dânsa și mai ales în perioada în care am lucrat la doctoratul pe care domnia sa l-a condus și pe care l-am obținut. Uniunea Juriștilor din România i-a decernat autoarei volumului în anul 2008 premiul Uniunii Juriștilor pentru lucrarea Deontologie a Vieții Publice, iar în anul 2008 i-a acordat diploma de excelență pentru colaborarea la lucrarea Constituția României, comentariu pe articole.